Biserica ce poartă hramul Sfântului Andrei din cartierul Teatrul de Vară a fost plină ochi de credincioși. Un sobor impresionant de preoți a oficiat o slujbă specială dedicată Sfântului Andrei, cer care a propovăduit creștinismul în România și a botezat primii locuitori pe țărmul Mării Negre. Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta. Giurgiuvenii care au asistat la slujbă au avut și ocazia să se roage la moaștele Sfinților Andrei, Gheorghe și Ecaterina. Moaștele Sfântului Gheorghe, moaștele Sfântului Andrei, moaștele Sfintei Ucenițe Ecaterina. Sărbătoarea Sfântului Andrei este unul din marile evenimente creștine din an, iar giurgiuvenii știu că în această zi e bine să ne rugăm și măcar pentru câteva clipe să lăsăm deoparte treburile gospodărești. Am venit să ne rugăm pentru sănătate, pentru liniște, pentru toți tinerii, toți copiii care sunt plecați în afară și pentru multă răbdare, multă liniște la toată lumea. Să ne rugăm să aprindem o lumânare.